Tot și nu prea am găsit. Înseamnă că este un poet citit, un poet dorit de biblioteci și de familii, de copii, de cititori, dar pentru un poet o altă fericire nici că poate să existe. Când este procurat, luat din bibliotecă, este citit, cercetat. Faptul că astăzi voi ați venit aici pregătind pe o poezie, de acum este un contact direct cu Matkovski. Eu nu zic că poetul Matkovski este al doilea după Eminescu, al treilea după Batovia și al patrulea după nu știu cine, cred că e greșit. Fiecare poet vine cu propria poezie, cu propriul concept despre poezie, despre relația lui cu cei care trebuie să-l citească, mesajul lui este absolut diferit. Eu încerc așa, am făcut eu azi dimineața, așa că nici nu l-am scris la calculator, un mini-eseu cu multe, foarte multe întrebări și cei care nu se grăbesc la cursuri foarte tare, că așa sunt zile, sunt cu cursuri, lumea învață în cursuri și nu e rău, eu am să pun niște întrebări. Unele dintre ele sunt retorice, unele spre sfârșit, noi vom găsi răspuns în prezentările dumneavoastră de astăzi.